Bună seara! Sunt Oleg Brega și vă propun să rămâneți cu mine, cu noi, în minutele următoare, pentru că o să am acuș o conversație, un dialog pentru început, dar am făcut link-ul disponibil și pentru alți colegi internauți, deci s-ar putea să iasă o discuție mai amplă, mai interesantă. Deocamdată un dialog al meu cu iată acest bărbat, Serghei sau Sergiu Gheorghiță, de la Putineștii Floreștilor, în Republica Moldova, care de vreo câteva luni e cetățean român, a depus jurământ, ba chiar are de câteva zile și certificat de naștere românesc cu CNP. Sergiu, cum ești scris în acte? Sergiu sau Serghei? Că mi-ai trimis copia, dar nu m-a uitat. Serghei. Serghei Gheorghiță, gata, te ești cu nume rusești, eu cu Oleg și tu cu Serghei. Eu trebuie când am dat la ISA, atunci să ne schimb. Dacă nu m-am gândit la asta, așa și-o rămas. Las să știe lumea originea numelui tău, să nu te confunde cu alt Sergiu de pe la Iași, de pe la Galați, pe undeva, să știe că ești român, moldovean, dar anume basarabian. Și înțeleg că ai planuri, vrei să te muți în România. Acum doar lucrezi în baza certificatului ăstuia a cetățeniei, dar vrei să-ți faci buletin de, nu știu, de București sau de România și vrei să te muți cu traiul în România. Sau ai alte planuri? Care e? Nu, cu rămân cu tot. Aici buletinul îl fac de București. Uh-huh. Uh-huh. Și rămân la lucru și vreau cu vremea să ne iau ceva, un curs șor ceva aici. Uh-huh. Deci ai dat de bine, îți place? Da, cu mult e mai bine ca la noi. Uh-huh. Cu mult. Păi, dar ce numai în Moldova ai mai fost? Că înțeleg că ai călătorit și ai mai lucrat și în alte părți. Deci ai cu ce compara România? Nu, am fost și Rusia și pe Ucraina, dar totuși aici mai tare ne-a plăcut. Așa-i. Aici am lucrat 8 ore, după 8 ore sliber. Păi ce, în Rusia, Ucraina nu tot așa se lucra? Nu, acolo lucrai adzăcată, dar sfieta, câteodată și până la 2-3 de noapte. Oho. A fost cam așa. Poate era salariu mare motivant, sau de ce să lucrate? Da, domnule, nu mai făceai mai mult ca aici, cu mult mai puțin salariu. Aici și salariu e bun și ești odihnit. Te-ai lucrat atâtele 8 ore, pe urmă ești liber. Faci atâtele probleme și ai. Sâmbătă, duminică, ești liber. Tot faci. Păi și dacă ești atât de liber, ce faci cu timpul ăsta liber? Poate vrei să vii, să te implici în politic? Vom vedea, nu știu, timpul să răi. Ne găsesc, eu mă mai duc sâmbătă. A dispărut Sergiu? Se duce undeva sâmbătă, el e ocupat și de grijile lui cu dosarul, cu dosarul recuperării fiicei, despre care spune că i-ar fi luat-o fosta nevastă în Italia și nu poate vedea nici, de vreo 2 ani deja, nu poate vedea nici pe internet. S-a plâns autorităților. Da, Sergiu, povestește, acum e restabilit legătura. 2 ani și o lună, Elian. 2 ani și o lună, adică nu ne aud nici glasul copilului. Copilul era atașat, ține cu mâinile și cu cearele. Aici a fost, aici a pușcărie, mâncă pic, ce-a făcut la noi în țară, în Moldova. Crezi? Categoric aici, nu cred, așa e legea, spune. Legea din drept copilului. Nici un injector nu trebuie să meargă pește copil. În primul rând, copilul era atașat de mine. Nu cred, așa e, așa e legea. Acum, eu am gândit cu mai mulți juriști, e numai că a ieșit, a scos fata, de-aia trebuie să și bă lipsită de drepturile părintești. Numai că a scos fata din țară. Fără acordul celuilalt părinte. Da, numai că a scos copilul din țară, l-a dus, dar la noi legea așa și este, de tașare dosar penal, că eu scos copilul cu traiul în Italia l-a dus. Dar pe asta e și... Nu știi de evoluția dosarului, ce se întâmplă cu dosarul acela penal din Moldova? Dar, domnule, dumneavoastră știți la noi Moldova ce se întâmplă cu așa dosar. El pune la murat și tot. Am înțeles. La noi, cum am făcut atunci greva foame, o sutcă, când am făcut pe pragul la Ministerul Justiției, nu la Ministerul Afacerilor Interne. A două au găsit-o, o cam, au găsit unii.
Pe urmă, cum m-am lăsat, eu am venit la București, gata. Eu au fugit, s-au mutat, dar ei tot acolo. Eu sunt garantat că tot acolo și o să găsesc. Acum, dacă îți dăie Dumnezeu și să este, ei acolo sunt 100%. Ei tot e Voldobeadă, acolo unde au găsit-o ei. Așa se numește localitatea? Treviza Stătuc și al Voldobeana, el nu e Stătuc, un fel de, eu nu știu cum spun, un fel de orășel, orășel mic. Clar. Voldobeadă. Că la mine este, pot să dau și publici, este la unde au găsit-o, unde ne-a dat un răspuns de la procuratură, da, de la căutare. Dar cine ajută, la cine folosește, de ce să indicăm asta? Sau ai de gând să te duci încolo? Nu, a să mă duc conform legii. A să mă duc conform legii, dacă dă Dumnezeu acum spunește Ministerul Justiției, avocatul Șeniu l-a murit. Că Ministerul Justiției acum a dă e în aista, e ca și la noi trebuie, din Moldova. Îți dă la Italia și Italia a judecat și ce, bă. Păi, ce ai vorbit cu avocatul României și ai de gând să te adresezi aici, organelor de stat românești? Eu de-aia m-am adresat, eu de-aia m-am dat avocatul, dar m-a început să lucreze ca tare. Eu ieri am dus în toate astea, încă poate din Moldova, ca să mai aduc, mai am niște decizii, am că copilul a crescut eu de la naștere până la 4 ani jumate, este că am umblat la grădiniță, este că am fost la medic, demonstrez, la italienii îi demonstrez, copilul e frat. Nu-i că e mamă și i-a dat la mama. Copilul rămâne în Italia, eu cred că n-a să participe la furt copilului. Asta e furt. Bun, ce a făcut e furt. Înțeleg că te adresezi deja în calitate de cetățean român, dar copilul nu e cetățean român. Da, păi copilul meu. Uh-huh. Și dacă e copilul meu și copilul are dreptul că el deodată automat să facă comanda și ia actele. Câți ani are fata acum? 7 împlinește montam. Deci la 5 ani o luat-o mama. La 4 jumate. Uh-huh. La 4 da. Jumate, eu, e că, da, eu am un an și o lună, de, 2 ani și o lună de când nu vorbesc cu ea. Fata, adică nu-i aud glasul. Și mi-a rămas să-mi murat în cap, cum plângea, fata nu vrea să duc categoric. Atunci când a, venit, și, când a venit executorul să execute hotărârea de judecată. Da. Da. Despre divorț și stabilirea, cum îi zice, custodiei copiilor. Nu, veniți să o transmită lui mama. Uh-huh. Eu cred că în cazul ăsta și executorul participă la furt. Pentru că executorul trebuie să transmită, dar nu se transmite de la grădiniță. Copilul nu era, era în loc public, nu era ascuns, nu era furat. Înțelegeți sau nu? Asta e încălcare de lege, în primul rând. În al doilea rând, executorul înainte de a executa în ziua și eu a scris o dus la ăsta, executorul trebuie timp de 3 zile, să-mi dă nic 3 zile înainte, el a, să vii să execute, să-mi dă voie și nici să mă pregătesc, că e ca a doilea încălcare de lege. Și mai sunt un șir, da, așa denunțat, care știu. Dar ai denunțat faptele executorului sau executoarei? Am denunțat, m-a judecat judecătorii, știți cum la noi, au întins vreo 3 ani și eu dat dreptate la executor. La noi așa e. La noi Moldova așa e. Eu am avut advocatul, fost procuroară și eu spus, mă înțeles, nici tăt pomana ne-a făcut o curte supremă. Așa și este. Tăt pomana că și-a făcut, că s-a încălcat dreptul copilului meu și se încalcă până acum. Până în ziua de azi, copilul se traumează psihic. Și eu îți demonstrez. În Europa, în România, au fost demonstrat. Acolo tata a dus 5 ani, a scos copilul de mamă. Asta înseamnă că el 5 ani de zile, eu zis la copii zi de zi, că mama e rec, mama e vețelă, e ca fix așa face fostă soție. 2 ani are, 2 ani și ăsta și eu, deși nu dă copilul, măcar este internet, trăim în secolul 21. De ce? E intenționat, faci copilul să mă uite, înțelegeți sau nu? Asta e traumare psihică de copilul, faci așa. Da, e foarte... încalcă și dreptul copilului, nu doar tatălui, că nu-l vede. Nu copilul are dreptul să-și vadă tata. Iar ai dispărut. Sergiu are conexiunea slabă sau i-a amețit telefonul pe... Nu, e stick. Slabă, cred că e de Wi-Fi din parc, că mă gine-l pune de la telefon. Dar de-am lăs așa. Da, da.
dacă ușa să încerc să-l pun și este dacă spun. Da, pur și simplu deconectezi Wi-Fi și atunci automat se conectează 3-4G sau cât ai acolo. Și s-ar putea să fie conexiune mai bună, depinde ce operator ai. La, nu, văd că e gata să o pornit. Am stâns Wi-Fi și am pornit, că e pe cum mâna să. Dar unde ești? În București, în noi, ce parc cu Wi-Fi ai prins? Băzilescu. Și au Wi-Fi acolo? Wow! Este, e pe la... Este și stâlp. O să acolo unde ședem, dar soarele, bătești un zi de. Scrie Wi-Fi. Ai prins frizerii deschise, te-ai tuns, văd că. Chiar în prima zi, când s-o aista, că eram doar trește. Dacă două luni nu mă... Unde ies? Și nu știu, eu mă uit niște femei care fost, totul cred că o comentează, alte foste soții, care, eu nu știu, în primul rând, domnule, că nu înțeleg, ești timp de mamă. O lăsat copilul, că nu a fost mai greu de crescut cu mine, eu am fost bun. L-a luat gata crescut și eu sunt cel mai rău în divire. În primul rând, pentru copil. L-a izolat de mine, înțelegeți? Înțeleg. E, după lege, nici fata ei n-avea dreptul să o izoleze de mine, înțelegeți sau nu? Fata ei care, eu nu stat biologic, care eu, e nu trebuie pentru că îi încalcă drept copilul, copilul era atașat de mine. Eu avem dreptul și la grafic și la copilul și ala, măcar că eu n-am nici o acte, pentru că legea așa e, prevăzut de lege. Dar nu-i nimic, domnule, sper că totuși de grabă fata și cu mine. Pentru că în Moldova ei au cumpărat 100%, eu sunt 150%, că eu au băgat bani acolo. Adică ești convins? Ești convins, pentru că judecătorul, nu faci în folosul omul, unii se încalcă, el, asta pentru un criminal. El și în de nou, noi putem să încălcăm tot legea dacă încalcă judecătorul, unul ăsta din lege. Dar articolul 64 ori 64, îmi pare că din codul familiei, cu scrie negru pe alb. Copilul rămâne cu părintele care e atașat. El cu deși mă gândesc atașat, dacă el nu știe ca mamă. Prea mică eu l-am lăsat-o de 5 luni și a venit la 4 ani jumate. Și încă un lucru a fost. Eu a fost mai înainte o leacă, o luasă și l-a dus-o la sorsă tot în sat. Eu m-am străduit, am făcut grafică din dividenie, am făcut tot. Copilul a fost bătut, a fost călcat pe degete la mâini. Asta e doamnă ferește, ei trebuie atunci că lipsită, dar banul nu face minuni. În Moldova la noi face minuni banul. E, cât nu l-ai, nu i-ai prins în flagrant, nu ai demonstrat asta în instanță, poate fi doar o părere, că altfel nu poți demonstra. Domnul Oleg, ia spuneți, cu ei trebuie să demonstreze? Lui Scherdioală, care ne-a dat că el nu poți să-ți dau înapoi la ăsta, care Scherdioală era implicat la mine în ăsta. Lui e să-i demonstrez, că el a luat bani, cum poți să-i demonstrezi la talhar, că el e talhar? Și judecătorul unul pe altul să spune, deși eu tot am pierd pe ăsta, deși la două surori tot așa leși cu legiul de judecători. Asta e în primul rând încălcare de lege și e conflict de interes. Tot așa și judecători au fost la două surori timp de o luni de zile și tot așa leși decizii au făcut. Măcar că eu am avut la câștig la curtea de apel, dacă să înțelegeți sau nu? Da, dar ți-am explicat odată că există la Curtea Supremă niște colegii specializate și că e mare șansa ca dosarele de același fel să fie examinate de același colegiu, de aceiași judecători. Nu, că-s două surori și tot așa e. Și sorsa încă la Supremă a fost chemat și o văd și ei spune la judecători că e cu italianul vine în Moldova, nu mă știu cu chii, fac o firmă lor și cu chii așa de în țară. Și ei numai de hotărârea ei e că băietul nu știu, că băietul a fugit și acum judecata i-a dat băietul la tată. Și ei e fata și nu și Italia și până mă nu-i nici ăsta. Nici fata lui Cumnatniu. Trăgeți-o nu, cum așa? Ei au crezut pe o mincinoasă, eu trebuie să privadă că și judecători, ei dau
oameni pe viață și adă. Eu trebuie să privadă alineatul să fie ei fata și după hotărârea lor. E o hotărâre irrevocabilă. Dumneavoastră înțelegeți sau nu? Așa da, nu e dar pot fi revizuite hotărârile chiar dacă sunt irrevocabile. Nu cred că sentințe pe viață, cum zici neașa. Și dumneavoastră cum gândiți? Ei e alora sau aista? Cine a mai făcut la noi de judecători ăsta ca alora să-i cunoască greșeala asta dintr-o mie unu, mă tine? Poate examinează alt complet, alt colegiu, dacă vine revizuirea. Nu e așa, tot e. Ei învârtesc monitorul la mine, s-au învârtit și la magistratură. Am fost dumneavoastră, fără dumneavoastră. La mine s-au învârtit, eu am dosarul, pot să vă arăt. S-au învârtit, o cicat tot așa, mă tine, vă 7 ori, 8 ori, s-au amânat până noi cicat același colegiu care ne-a făcut. Eu am dosarul, îți vă arăt, la mine dosarul este tăt. Deci te referi la distribuirea asta aleatorie prin computer până când, adică se distribuie aleatorie, dacă nu le convine, ei mai fac o dată, mai fac o dată loterie până când vine completul care trebuie, da? Da, 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 e că eu am așa, eu am dosarul care cu aici să fie revizuirea să știu. Oho. Și la mine vă știu și șef, vă spun că domnul Climor, nu știu care s-a uitat la, atunci era la magistratură și spune, băi, dar tu cât e, tu ai avut parcă revizuire, parcă ai avut pe asta. De ei tot au învârtit până a cicat același colegiu, înțelegi nu? Și tot același colegiu, ei nu pot să fac, îți dăm la prima instanță, mă. Eu cum ți-am spus, la mine, în cazul meu, prima instanță, cum a fost că anuleză, după călcările sunt la ei copilul. Dar e bani. De că eu grăim cu advocatul. De asta. Eu mă sudem cu executorul judecătoriei din București. Și fișorul face o hotărâre, ne anulează o contravenție. Categoric el n-avea dreptul și cu judecătorul la mine fișorul. Fișorul executorului judecătoresc e judecător. Da. Și îmi face o hotărâre, ne anulează o contravenție, de e nescune copilul. Înțelegi? Alo, Zodor Rușniuc, de la aici, da. Aici poate fi conflict de interese, pe când acolo, când un complex de la Curtea Supremă zici că n-avea voie să examineze dosarele a două surori, nu-s de acord, poate fi 7 surori, că nu e un conflict de interese. Și tot așa e judecători, tot Iulia Sârc care și pe urmă și dus afară. Da, așa cred. Parcă la conflictul de interese mă pricep. Este bine, las, nu-i conflict de interese, domnul Oleg, dar cum trebuie să încalci un articol din lege? Și 5 judecători. Asta e altceva? Bine. Asta e altceva. Nu, banii au fost luat și nu mă tem. Eu le spun în față. Și nu mă tem, banii i-au luat. Da, dar să nu te acuze de calumnii. Poți spune în față, dar dacă nu poți demonstra, e defăimare calumnii și poți... Dar nu-i copilul, copilul mi-a luat care l-a crescut. Eu și nu i-au dreptul în țară. Asta e altceva, asta e altceva. Noi vorbim acum de... hotărârile de judecată. Abia că eu îi demonstrez asta, că ei ne-au luat copilul ilegal. Ilegal, ei au încălcat legea că ne-au luat copilul. Ei n-au avut dreptul, copilul era atașat. În lege scrie, copilul rămâne cu părinții care e atașat și tot. Și mai trebuie să demonstrez eu? Cum i-a dat bani mână, încălcarea de legea asta de-a mai mită. Cum el e intenționat și judecătorul a încălcat legea? Atașarea asta trebuie cumva demonstrată cu, eu știu, expertize. Așa, subiectivii poate spune, au observat că era atașat de mamă. Cum? Lasă demonstrez ei că este. Asta e judecător, nu eu. Ei trebuie să spui, fără de medicul special, medicul psiholog, eu nu, noi nu facem o decizie. Dar. Nu eu trebuie să fac asta. Dar cum poți demonstrez ei? Eu am crescut copilul de sâr, până la 4 ani jumate, și el posibil, el nu știe că mamă, că e fost. Tu cum puteți să și o văd fi că e atașat și copilul la judecată nu știe. Și aici asistent social categoric, ia că și demonstrez, asistent social, la noi Peche Rusca ar fi asistent social cel mai mare, o scurt ultim cu judecătorul, ei au făcut fără de noi, fără de asistent social, fără de asta, ei au făcut hotărâre, fără de mine, numai advocatul ei și tot, și fără de advocatul meu. Au făcut decizia, era pe fata. Înțelegi, nu? Și curtea de apel de tâta și mi-a dat mie copilul. Curtea de apel a făcut dreptate. Și acolo e să vede. E să vede că și bătăți, ești ei. Că au dat bani prin Buțu. Buțu Sergei, el a fost și închis cu
nu știu, cu narcotic, nu știu ce a făcut ei. Dar, din urmă, lui Gotu Sergei, nu mai eu știu, Poșescu, Chini, nu știu ce fac. Înțelegi? Ca să-i trafic simță. Ia că acum eu am dat ca trafic simță. Da, dar cu organele noastre ai văzut că nu... Nu pot să duc noastre... muncitorii legali peste hotare acum, în condițiile astea de criză. Dar cum o să aducă pe cineva care a fugit din țară sau care a scos, zici că a scos copilul ilegal? Legea. Legea s-o aducă și tot. Pentru că este, eu vă spun, este convenția de la Haga. Unii, toate staturile trebuie să respecte copilul și să încalcă dreptul copilului, în primul rând. Și așa că eu vă spun că eu șansă 100% eu copilul ne-l întorc. Acum e că acum din Europa când ați mă judec. Să vedem. La Curtea Europeană nu te poți adresa direct, trebuie să consumi toate instanțele interne din statul în care ai inițiat procedura, deci acolo în Republica Moldova, nu știu dacă le-ai terminat și ai putut să te adresezi, cât despre România, dacă ești abia la început, aici știu că durează procedurile o grămadă și poți să faci barbă până îți vine rândul. Că eu mă judec cu România. Domnul Oleg, înțelegi, aici nu. Convenția de la Haga, timp de 6 săptămâni, trebuie ministerul, dacă cum dau, timp de 6 săptămâni trebuie să par copilul. Aici drept copilul se încaută, înțelegeți, nu? Și aici eu cred că repede se meargă. Dacă și convenția la Haga acum a respectată. Eu sunt rămas în AISTA, Ministerul Justiției trebuie să apuși de dus. Dar vezi la noi și haos și cu AISTA, cu pandemia asta. Nu prea cred că s-o ocupa Ministerul Justiției de așa ceva, că Ministerul nostru Justiției nu-și vede capul de alte griji. Nu, ei trebuie să opuși, pentru că eu am dat că trebuie să văd și la și etapă cu executorul judecătoresc. E pus la executor, caut copilul. Este o hotărâre judecată, unii ei obligat să dai Sfânta și Duminica. Să asigure și... întrevederea copilului cu părinte, cu al doilea părinte, da? Da, grafic și, de întrevederi sau cum se numește. Dă să lămuresc. Acum executorul pășe la nivel de stat. Să vezi? Și el nu găsește. Dacă e în Italia, cum poți să o găsați? Că asta e linia legală. Acum cum eu trebuie să fac în Moldova? Îmi dai el răspuns cum o găsește. Eu cu răspuns și la mă ce deamă la Ministerul Justiției. Deamă la nivel de minister. Ministerul Justiției cu Ministerul din Italia. Trebuie să lege numai decât să iei. Să vezi? Ziceai că... Eu n-am. Eu, ia că cum advocatul mi-a spus aici, de corect și mi-a spus ministerul acum justiției cu ministerul din aici și ne-am acolo cu medicul, el o scare fix așa ca în eu caz. Și Italia i-a dat la bărbat, i-a dat advocat gratuit și i-a dat și traducător. Ziceai că nu reușeai să convingi polițistul din sat să vină să constate încălcarea graficului de întrevederi și să se aplice. Dar știți de ce nu este? Pentru că procuratura și judecătorul la Crâșa, cum puteți să meargă un șef de post cu știe procurorul adjunct? Ia spune. Procurorul adjunct, eu demonstrez că nu, joi. Poate doar e vorba de incompetență. Aici e interesul fost. Ascultați, joi fata a fost scoasă sâmbătă. Eu joi trebuie să mă întâlnesc cu fosta soție la Florești. Ei îmi scrie pe nadnăclasnici că mâine vine la ora 10 în față la policlinica de copii la Florești. Eu înainte de a mă duce la policlinică, eu mă spui la procurorul adjunct și spun: doamna Lilia, ia că ei ne-a spus ies. Eu a spus cum te întâlnești cu deodată, o duci la mine. Procurorul adjunct așa îmi spune. Eu m-am amăgit, m-au ținut două ceasuri, e pe că atunci au făcut un variant ceva. Două ceasuri așa, nu au venit, eu m-am zis iar la ăsta și a spus că nu. O dus-te acasă, eu ca joia era, poliția avea educație fizică. Cum vine polițistul, eu îl chem la mine și îi dau pazul să o aduc, luni dimineață, și cu mine, joi până luni. Înțelegi? Dar e simt, pleacă din țară. Și înseamnă asta, procurorul adjunct. Asta e
prima mână Roionului, a doua, de fapt, mână, mergi procuror și procuror adjunct. E puteți de eu atunci să o aduc și tot. De eu o lăsat, eu făcut calidorul ăsta, e simplu, dacă a plecat luni, mă duc la procuror și îi spun, da, e, zici, e sau leacă ca să-l sunt Piceșcov. Îl sunt Piceșcov, Piceșcov, școlă cu pași, nu știu, stai că muși să-i sună sorsa, îi sună sorsa, da, e plecată de sâmbătă la Italia. Înțelegi ce joacă a fost aici? Ia că și el la noi, Mățu, doamna Lilia Mățu, ți-ai vă minte că când am dat eu jurământ, și ei era atunci la jurământ, eu nu știu, are dreptul că are un procuror să iei cetățenie la alt sat, nu? Cât e în funcție de stat public. Nu cred că e interzis. Poți să ai și cetățenia la trei state. Și să ai și procuror junct într-un raion? N-ai auzit că sunt și deputați socialiști care au cetățenie românească? Și ei sunt contra ei, României. Da, da, asta pe mine puțin și mine mă interesează că nici s-au încălcat legea la copil. Mi-au luat și nimeni n-au vrut. De la poliție până la jucător, nici unul nu a avut sfată. Adică, prin care motiv? Motivul bani. Se încalcă dreptul la un copil. Și se încalcă până în ziua de azi. Copilul e traumat psihic până în ziua de azi, mărcuie tată. Eu publicat cu moșul care trăiește, copilul îi spune tată de azi. Dar o publicat chiar la două luni, mă tine, cum a luat copilul și-o duce, îi spune tată, copilul plânge, așa de zis la mine, la două luni îi spune tată la alta. Asta specială, că ce-o scris e cu mâna ei și-o spune copilul scris. Prin asta îți vede, prin unde copilul, prin asta demonstrează că copilul traumează psihic. Și judecata nu e unde șlig de cauză prin asta. Pentru că eu nu grăiesc copilul de-a ca-s 2 ani și o lună. Eu nu-i aud glasul, unde în lege scrie, n-are dreptul nimeni și e o recunoscut așa asta, e știi că e singurul scris la Curtea Supremă, că n-are dreptul nimeni să spună de tată, dar așa în lege spune. Și eu scris acolo când am dat la asta, e intenționat face asta, legea asta, asta e crimă că știi și faci. Domnul Oleg, eu sunt 100% copil și bu cu mine, 100%. 100% convins, adică, da? Da. 100%. Legea e numai din partea mea. Nu a avut dreptul nimic, copilul, eu l-am crescut. V-ați vă închipuit la 5 luni, ce fel de mamă, cum spune tăți ei mamă, eu le-am băgat trucul de 5. Când copilul și-a luat bolei, el pune pe chept și-l țărțăr. Înțelegeți, el a dus 9 luni în pânce. Eu tată, eu m-a scuat mă de încălțăm la pe dam. Cum te lege să iei copilul să-i dea ea și ducă? Și acum judecătoreasă care a făcut decizia asta, eu zic, dar dumneavoastră îmi dați garantie că e mâine, păi mâine n-a să ies copilul meu, cum l-a lăsat pe ea moșul și ducă eu, zic, eu nu pot să-ți dau garantia asta, nu m-a fost să-ți iei poșa de ei. Dar cum, ce încredere am fost să-ți iei? Eu l-a lăsat doi copii minori cu mine și nu nici eu l-a pe ani. Piște voia lor. Nu ce zic la mine, e foarte strașnic. Și oamenii care i-a congrit chiar și cu Ion și cu ăsta și au spus, bă, e numai cum au spus copilul din ăsta, e că viața nu ești cam Te referi la Ion Guzun, unul dintre simpatizanți de pe internet. Da, 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 eu chiar mai de unul congrit și el și m-a încurajat mai tare. Au spus că e categoric nu avut dreapta și a spus că acum să mă steră cu advocatul să ajungă, dar el cum am înțeles, dar el e în Aista, e în Franța, nu e în... Da, se pare că e pe lângă Strasburg. Da, pe acolo la Strasburg, o sută acolo, stau la procuratură și eu 100% șlic. 100% șlic. Da, o idee, a să ajung, domnul Oleg, dacă trebuie să ajung, să ajung că e copil, eu sunt obligat. Eu l-am crescut nu mai ușor cum întâlnesc. Și cum am o să-l lăs, eu fac ce vrei cu dreptul. Și acum e mod dezblocat să mă urmăresc Facebook și mai fac eu un telegiu, nu? Ce este? Dar nu de copilul, nu nic. La mesajul văd că nu citești, e pur și simplu pagina, dar după aia, că după mai lăs două zile și o blochez, dar eu nu fac aici, fac eu. E deștept ele acolo, stare sunt deșteptat în Italia. Dar cel mai greu, domnul Oleg, că copilul, e că prin copil, nu știu cum, vreți să ne atâmpșească, nu, eu nu știu ce vreți să vedeți cu asta.
Dar nu, e, nu înțelege că încalcă drept copilului. Observ că ne privește lumea, dar nu prea comentează. Vasile Stratan doar ne salută din Brescia, Italia. Tudor Pânzari de la el, de la Căușeni. Și Gheorghe Chirdeanov doar ne salută, dar nu... Nu se uită lumea la inscripția de jos, că poate să participe în emisiune, că mă găsește cu apel pe Skype sau pe Viber, sau să-mi ceară un link de acces în discuția asta. Deci, probabil, oamenii se consideră departe de astfel de probleme și nu au ce să comenteze. Eu, dar nu știu, eu să sunt puțin stare mulți în Moldova, probleme ca mele. Stare mulți în Moldova. Foarte mult, domnul Oleg. Păi dacă zici că și România a câștigat la CEDO un astfel de dosar, cred că și în România sunt. Sunt, eu sunt și în România. Sunt, este, vă spun, numai cu acolo bărbatul la copii și-a dus 5 ani eu ăsta. Și cu europeană i-a dat un pic de cauză. Este, ne-am întâlnit, eu să văd. Da, te cred, eu pot să o găsești pe site-ul Curții Europene a Drepturilor Omului, că acolo sentințele, deciziile toate sunt publice. Da, da, pe ei îmi pare că de anul trecut a fost. Da, anul de 2009. Iată, așteaptă să intre tot în direct să vorbească despre dosare la CEDO un avocat tot din Moldova, Ilie Rotaru. Facem cu el interviuri în fiecare seară, așa că după ce termin cu dumneata, fac o pauză și intru cu el pe la nou. Mulțumesc, Serghei, pentru încredere și pentru intervenție. Ținem legătura. Ținem numai decât, domnule, și tot mulțumesc tare că am mântuit știa și de partea mă ajunge. Și copilul așibă, nu rămas mult. Credeți-mă, nu rămas, că acum dacă se ocupe Ministerul Justiției de România și conform hotărârii la Haga, nu trebuie mai mult de 6 săptămâni. Copilul trece pe port. Și eu v-am spus, la noi care e contravenție, aici e penal. E ca unii ei, prin și obligat, e că se îndeie copilul, aici e penal. În afară de ce are dosar penal, pe 207, scoaterea ilegală copilului în țară. Clar. Și advocatul cum mi-a lămurit că nu joacă rolul din și țar și ăsta. Aici se încalcă dreptul cu părinții și copilul. Clar. Mulțumesc pentru apel. Ținem legătura, mai vorbim despre asta. Bine, o seară bună. La noroc.